Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Camelia Varga și vă prezint știrile AgroTV. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunile finale ale ghidurilor solicitantului pentru fondurile dedicate investițiilor agricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Este vorba de măsurile pentru instalarea tinerilor fermieri, sub măsura 61 și pentru dezvoltarea fermelor mici, sub măsura 63. Potrivit oficialilor, elaborarea acestor ghiduri a reprezentat o etapă foarte importantă, cadrul legal pentru proiectele care vor beneficia de fonduri europene. Marius Milia, reporterul nostru special, a studiat ghidurile și vă prezintă detalii importante despre acest subiect. Conform regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor, sesiunea de primire a proiectelor se deschide după cel puțin șapte zile de la data publicării versiunilor finale ale ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIR. Finanțarea aferentă, sub măsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, este 100% nerambursabilă și se acordă sub formă de primă în două tranșe. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare, respectiv 25% în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare. Sub măsurare ca scop, printre altele, instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca manageri ai unei exploatații agricole, creșterea competitivității sectorului agricol, încurajarea tinerilor de a se stabili în mediul rural. În ceea ce privește submăsura 6.3 sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, scopul investițiilor în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și ca echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei Pot beneficia de finanțare prin această sumăsură fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică. Concret, dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 și 11.999 ESO, valoarea producției standard. În ceea ce privește sprijinul financiar, acesta este 100% nerambursabil în valoare de 15.000 de euro și se acordă tot în două tranșe. 75% din quantum la prima decizie de finanțare, restul sumei în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare. Agricultorii români încep să renunțe la culturile tradiționale, cu cele înlocuiesc cu unele exotice care le aduc profituri ceva mai mari. În căutarea de câștiguri, fermierii și-au dat seama că nu există doar porumb, ci trebuie să ia în calcul și alte plante, precum cătina, murul, afinul, zmeurul sau goji. Însă, deși culturile sunt mult mai rentabile față de cele clasice, fermierii pot înregistra pierderi foarte mari în caz de vreme nefavorabilă. Cum stă situația în estul țării, ne spune colega mea Cristina Ciobanu. Condițiile meteorologice neobișnuite pentru această perioadă le-a îngreunat munca agricultorilor. Iarna prelungită, apoi seceta bruscă, au făcut ca fructele să fie rare în copaci, iar ploile cu gheață de după secetă au distrus o parte din culturi. În județul Iași sunt peste 50 de fermieri care dețin o suprafață cumulată de peste 100 de hectare de culturi în agricultura ecologică cu arbuști fructiferi. Cătina ocupă cea mai mare suprafață, urmată de zmeuri, afin, coacăți și mur, goji, facelia și două hectare cumulate de alți arbuști pe suprafețe mult mai mici. De frica controalelor, însă, producătorii se fere să vorbească deschis despre afacerile lor din cauza faptului că, de fiecare dată când s-a mai scris, ne-am trezit cu controale, spune un agricultor ieșan. Cei care se află însă la început de drum sunt mult mai deschiși când vine vorba despre acest subiect. Un agricultor de pe malul Prutului, care se ocupă de o plantație de cătină, spune că producția din acest an este foarte mică din pricina vremii instabile din ultimele luni. Pe lângă cătină, fermierul se mai ocupă și de o mini-plantație de goji, a căror fructe sunt foarte scumpe și ajung în jur de 80 de lei kilogramul. A doua suprafață cumulată ca mărime este cea de smeuri, dar ploile și seceta le-au devenit fermierilor cei mai mari dușmani. Până acum ar fi trebuit să culeagă smeura, însă pentru cei care s-au ocupat de plantarea arbuștilor, afacerea este un eșec total anul acesta. Totuși, în ciuda tuturor problemelor, producătorii spun că piața de desfacere este una foarte bună, cererea fiind mare chiar și la export. La Direcția Județeană pentru Agricultură din Iași nu au ajuns toate solicitările pentru daune la nici una dintre culturile agricole, deci nu se știe încă care sunt culturile afectate de secetă sau ploi. Fermierii mai au timp până în luna octombrie să depună aceste solicitări către primării. Au o textură mai cremoasă, sunt mai dulci și au semințe puține, ceea ce înseamnă că au succesul asigurat pe piață. Este vorba despre noile soiuri de vinete obținute la stațiunea de cercetare legumicolă Buzău. Cea mai nouă creație este vânăta albă, la care cercetătorii așteaptă brevetul chiar anul acesta. Lista legumelor neobișnuite conține zeci de soiuri aduse tocmai din Asia. Un exemplu sunt vinetele verzi alungite, asemenea dovleceilor, cele zebrate și vinetele care au forma unui evantai pot avea diferite forme de la rotunde, alungite sau chiar evantai. La fel de diversificată este și paleta de culori, astfel încât, deși au aceeași proprietăți, legumele pot fi albe, mov, verzi sau zebrate. Este vorba despre soiuri inedite de vinete aflate spre cercetare. Cea mai nouă creație a cercetătorilor de la stațiunea legumicolă Buzău este vânăta albă la care se muncește de zeci de ani. În ultima perioadă, cercetătoarea Camelia Bratu a răspuns de Ameliorarea acestui soi Iar, în final, a și botezat nou sortiment de vinete Aici avem un nou soi La care așteptăm brevetul Anul acesta, se numește Camelia Un soi de vânătă albă Extraordinar de gustos Și uitați diferențele Vinetele albe conțin 90% apă, sunt bogate în potasiu și magneziu și scad colesterolul. Au un gust asemănător cu cel al ciupercilor de pădure, textura este mai cremoasă și nu conțin semințe. Însă, lista soiurilor de legume la care se lucrează la stațiunea de la Buzău este mult mai lungă. Soiurile noi vin tocmai din Asia și ar fi mult mai sănătoase decât cele tradiționale. Avem diverse linii care se află în diferite stadii de ameliorare. Până acum s-a reușit brevetarea unui singur soi clasic, Rebecca, iar anul acesta se așteaptă brevetul la soiul Camelia. Totul din lipsa fondurilor necesare a acestui demers, destul de anevoios, dar care în final permite ca cercetătorii să poată da spre cultivare soiurile noi obținute. La vinete am primit și la hibridul Rebecca, Anul acesta. La Camelia la care am spus că va ajunge la sfârșitul acestui an și mai trimitem la sfârșitul acestui an alte linii către omologare. Nu am avut posibilitatea financiară să trimitem tot ceea ce am reușit să stabilizăm și am considerat că se pot implementa în producție, pentru că să nu uităm, nu putem să trimitem orice scopul nostru este să fie și plăcute, dar să aibă și un randament productiv pentru că altfel nu are rost să. să cheltuim niște bani. Însă totul merită atunci când pe masa românilor vor ajunge aceste vinete care deja au început să fie apreciate de bucătarii care au avut norocul să le încerce. Foarte gustoase, foarte bune. La fel de bine arată și un platou cu legume la grill la care se adaugă vinetele verzi. Concluzia bucătarilor? Cel mai bine își dezvăluie aroma atunci când sunt pregătite simplu la cuptor. Toată lumea recunoaște, mierea de albine este un aliment pe cât de gustos, pe atât de sănătos. Din păcate, mierea va fi mai puțină și mai scumpă anul acesta. Care sunt cauzele și de ce se plâng apicultorii, aflăm de la colega noastră, Andreea Lovil. Mierea de albine naturală este alimentul care nu trebuie să lipsească din casele oamenilor. Aceasta ne oferă porția de energie în corp pentru o zi întreagă și conține zahăr natural tot mierea ne oferă și o mulțime de beneficii pentru sănătate, vitamine, calciu și fosfor, elemente esențiale pentru un sistem imunitar puternic. Din păcate, în mai multe zone din țară, vremea a afectat producția de miere, iar în toplița din județul Harghita, începutul verii și-a făcut debutul cu ploi care continuă chiar și astăzi. Vremea urâtă și ploioasă le dă bătăi de cap apicultorilor, care abia reușesc să hrănească albinele, iar acest lucru se poate observa prin scăderea producției de miere. Există și un obicei de Sfântul Ilie, în care apicultorii scot mierea din stupi. În acest an, cu greu au ce aduna, nici în vestul țării nu stăm prea bine din cauza pesticidelor folosite la culturile de rapiță și floarea soarelui. Acestea au adus probleme grave în rândul familiilor de albine, fiind un alt motiv serios pentru producția de miere, care are de suferit prin apariția pe piață a modificărilor genetice la floarea soarelui și rapiță. În aceste condiții mierea autohtonă suferă modificări în ceea ce privește prețul. Odată ajunsă pe raft, aceasta va fi de 2-3 ori mai scumpă, dacă tariful cu care este vândută intermediarilor este de 8-17 lei pe kilogram. Ne putem aștepta la creșterea prețului cu 15-20% față de anul trecut. Produsul salată cu icre de știucă de tulcea a primit protecția națională a sistemelor din domeniul calității, conform legislației europene și naționale. Dreptul de utilizare a logoului național, cât și dreptul de a comercializa produse cu denumirea de salată cu icre de știucă de tulcea, revine exclusiv producătorilor sau procesatorilor din arealul geografic al județului Tulcea. Denumirea înregistrată este protejată împotriva oricărei alte practici care ar putea a induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. Asociația Ropescador, grupul aplicant al producătorilor și procesatorilor produsului salată cu icră de ștucă de tulcea din arealul geografic, trebuie să desfășoare activități de informare și promovare care să vizeze informarea consumatorilor în privința proprietăților produselor care oferă valoare adăugată. Trebuie să monitorizeze și utilizarea comercială a denumirii. Salata cu icre de ștucă de tulcea este specifică prin rețetă, materii prime, ingrediente și metoda de preparare. Conform rețetei tradiționale, are o proporție specifică de 29% icre, formată din minimum 15% icre de ștucă și 14% icre de pește deltaic. România are patru produse înregistrate pe sisteme de calitate europene, din care trei indicații geografice protejate, magiun de prune Topoloveni, salam de Sibiu, Novac fumat din țara Bârsei, iar produsul Telemea de Ibănești este înregistrat pe sistemul de calitate denumire de origine protejată. La Comisia Europeană se află depuse documentațiile a patru produse pentru dobândirea protecției europene, indicație geografică protejată. Trei produse sunt în analiză. Cârnaz de Pleșcoi, Cașcaval de Săveni, Telemeaua de Sibiu. Și, în fază de opoziție europeană, produsul scrumbie de dunăre a fumat. Odată ce te-ai apucat de făcut săpun de casă, nu te mai oprești. O asemenea atitudine am întâlnit-o când am făcut documentarea pentru a vă prezenta materialul colegului meu, Marius Milea. Material dedicat săpunului de casă reinventat. Acțiunea se petrece în zona Ghimeș, județul Bacău, și are ca erou pozitiv un inginer chimist care s-a reprofilat. A fost oarecum o, provo o nedumerire să spun că am, am avut ocazia să merg în străinătate și am văzut într-un magazin de suveniruri scria săpun natural și avea un preț cam mare. Atunci nu am cumpărat, dar mi-a rămas pe minte chestia asta. Dar și săpunul e natural, acum chiar totul. <laughs> și am citit despre lucrul ăsta și am aflat că poate să fie foarte deosebit. Să poate să fie și foarte bun pentru pielea noastră, nu mai să o curețe, ci să o și îngrijească. Și m-am apucat să fac încet, încet, întâi în bucătăria mea, după aceea am împărțit cu prietenii și apoi a venit, am fost la o ședință a galului, în care mi s-a spus că pot finanța mici afaceri care nu sunt agricole. Și m-am gândit că aș putea să pun un proiect și am reușit să pun proiectul și chiar am luat și am primit finanțare pentru proiectul acesta și acum am început acest mic atelier de săpun artizanal. Da, eu îl prepar de la cap la coadă, deocamdată. După ce, după ce formule? Um, chimice, să spunem, că până la urmă? Nu este mare. Reacția de obținere a săpunului e ceva simplu. Pui grăsime și sodă caustică și îți rezultă săpun și glicerină. Asta e tot, e ceva simplu. Orice grăsime o amesești cu sodă caustică, rezultă săpun. Da bineînțeles că lucrurile nu sunt, de fapt, așa de simple, poți să folosești tot felul de grăsimi și să obții uh, niște produse foarte frumoase, foarte plăcute, extraordinar de bune pentru piele se simte, după ce îl folosești, simți diferența. Bragă, o băutură pe care o consumau odinioară soldații otomani ca energizant. Rețeta este veche de sute de ani și a rămas neschimbată până în zilele noastre. Se poate prepara în două sortimente. Dulce, dar și ușor fermentată cu gust acrișor. Este făcută din făină neagră și făină de porum sau mălai. Este îndulcită cu zahăr și apoi parcurge mai multe etape. Fierbere, mixare, filtrare. Destul cu prezentarea produsului să intre în scenă unul dintre făuritorii de bragă, producător care știe toate secretele. Ceea ce am încercat noi să facem este, pe lângă a produce uh, bragă, uh, a face o recuperare culturală care să conțină întregul context în care s-a băut bragă, întregul context al bragagiilor de altădată, cine a făcut-o, de, de unde a venit și cum noi am, am profitat de, de acest produs și l-am făcut popular în, în partea de sud a țării. Cine a scris despre Braga? Sunt o grămadă de scriitori. Sunt expresii precum ieftin ca Braga, care s-au păstrat și atunci când produsul nu mai exista pe piață, dar, dar expresia a continuat să fie. Avem, de exemplu, o, o rasă de porumbel care se numește Bragagiu românesc, grație penajului de culoarea bragăi și a faptului că este un porumbel extrem de, extrem de vioi, extrem de activ. Da, ca și bragagiu care umbla toată ziua pe străzi. Și strigau bragă rece cât este ziulica de lungă, având cu predilecție clienți copii. Pe atunci era așa de ieftină încât bragagiu încrusta pe o câte pahare de dragă beau copiii respectivei familii și la un moment dat când se adunau un număr de bețișoare anunța, l-a anunțat pe tată că trebuia să plătească un, un bănuț pentru ce băuseră copiii. Armurariul plantă medicinală cu efecte benefice pentru sănătate confirmate de o serie de studii clinice. Substanțele din armurariu sunt eficiente în tratamentul cancerului de prostată, de colon. Și pentru plămâni, precum și al complicațiilor produse de diabet și de astm. Minutul de sănătate al jurnalului îl dedicăm acestei plante deosebite. Armurariul sau Silibum Marianum. Însuși numele, cred că spune Silibum, de la Silimarina. Silimarina fiind printre cele mai bune substanțe pentru protecția și regenerarea celulei hepatice. Acest armurariu este, uitați ce ghimpos este, se găsește numai în cultură, armurariul cel bun, că el mai există și în flora spontană, dar acesta este armurariul de cultură. La mine s-a reînsămânțat, au căzut semințele, datorită la puful ăsta, și -au, au apărut o groază de plântuțe verzi. Acestea, la anul, vor fructifica și ele, să fac medicamente din armurariu, foarte importante pentru regenerarea celulelor hepatice. Dar putem să facem și o infuzie. Infuzie din o linguriță de semințe, o râșnim, o facem infuzie și o bem și stăm pe partea dreapta înainte de a mânca dimineața. Stăm 20 de minute. Așa facem în fiecare zi pentru a regenera ficatul. Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodar, în singurul producător de îngrășăminte pe bază de fosfor din România, țintește dublarea cotei de piață în următorii ani. Planul se bazează pe fondul creșterii cererii specifice pe piața locală și a investițiilor de peste un milion de euro. Resursele financiare sunt alocate în principal pentru retehnologizarea instalațiilor de producție și amenajarea unor noi spații de depozitare. Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodar este o societate cu tradiție de peste 50 de ani în producția de îngrășăminte chimice, dar și un promotor al celor mai noi tehnologii pentru fertilizare. În România, obiectivul companiei este acela de a dezvolta și a aduce pe piață produse ce conțin cele mai noi tehnologii, produse ce pot ajuta fermierii să-și eficientizeze activitatea. Combinatul de îngrășăminte chimice are 100 de angajați proprii, la care se adaugă alți 150 de colaboratori și oferă produse și consultanță la nivel național. Ministrul Petre Daia își cere scuze public pentru cele prezentate în cadrul unei emisiuni televizate în care demnitarul a făcut o comparație nepotrivită. Am să citez în continuare din comunicatul Ministerului Agriculturii, comunicat semnat de Petre Daia. Îmi declar respectul pentru toți membrii comunității evreiești și fac precizarea că am vrut să prezint situația deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere. Am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noștri, cât și cei care gestionează această criză. Doamne ferește, nu am jignit pe nimeni în viața mea. Îmi iubesc semenii am exprimat doar durerea sufletească și sper să fiu înțeles, a afirmat Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail arondagrominus tvro Imediat urmează Agrometeo și după emisiunea de comentarii și dezbateri, Agricultura la raport realizată de Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere! La noapte, vremea se va menține în general instabilă. Norările vor fi accentuate și se vor semna la averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în Moldova și Muntenia, precum și în zonele de munte. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, celul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse, îndeosebi la începutul nopții. Temperaturile minime se vor încadea între 13 și 22 de grade. Mâine, vremea va fi în general General instabilă. În Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, precum și în zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată care se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse, îndeoseb după amiază. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în nord-vest. Pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri, rezerva de umiditate accesibilă plantelor de porumb va prezenta valori satisfăcătoare, apropiată de optim și optime în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale țării. Izolat în nordul, estul și sud-vestul Dobrogei, sud-estul și estul Moldovei, sudul Munteniei, se vor înregistra deficite de apă în sol. Ca urmare, ritmurile vegetative la toate culturile agricole vor evolua pe ansamblu normal pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. La cultura de grâu de toamnă va fi posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare în majoritatea regiunilor agricole, iar la culturile întârziate fenologic din zonele nordice și centrale, aflate la maturitatea de plină, se va continua recoltarea. Floarea soarelui va parcurge predominant înflorirea și maturitatea în ceară, cu o de vegetație pe ansamblu bună, respectiv medie și slabă, izolat pe terenurile afectate de seceta pedologică din sud-estul și estul țării. În funcție de data semănatului, cultura de porumb va înregistra creșterea panicului, înflorirea și mătăsirea, precum și maturitatea în lapte și ceară, la hibrizii extra și timpurii, cu o uniformitate și vigurozitate a plantelor bună și medie. În zilele fără precipitații, condițiile meteo vor fi în general favorabilă desfășurării lucrărilor agricole de sezon, efectuarea lucrărilor de întreținere la speciile de câmp, pomii fructiferi și vița de vie, recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole de sezon, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea arăturilor.